Este 10 și 39 de minute, ascultați Radio România Actualități. Mâine seară, la Teatrul de Revistă Constantin Tănase, va avea loc un spectacol In Memoriam Anda Călugăreanu, Gala Savoi, dar a venit special din Ungaria pentru acest concert, Maria Noghi. Se află deja prin telefon, în direct, între prieteni. Bună ziua, mă bucur că vă aud! Bună ziua, mă bucur și eu enorm că sunt prezentă în emisiunea dumneavoastră din nou. Mă bucur din suflet. Cum ați descoperit Bucureștiul? Cum vi se pare? Vai, Bucureștiul neschimbat, dar să știți că nici eu nu mă schimb, pentru că din nou mereu simt tânără. Că trăiesc mereu tânără și iar simt că sunt în viață și respir. Asta înseamnă pentru mine România și Bucureștiul. Ați venit special din Ungaria pentru acest spectacol. Da. Este un spectacol care a reunit oameni cu povești sau mai degrabă artiști pe care niciodată nu-i putem uita. Îmi puteți spune câțiva dintre ei? Cum arată afișul acestui spectacol? Da, afișul: Silvia Dumitrescu, Ileana Șipoteanu, Carmen Rădulescu și bineînțeles, domnul Vasile Muraru și Valentina Fatu, care, uite, le mulțumesc din suflet pentru această invitație. Sunt onorată după 40 de ani din nou eu pe scena Teatrului Tănase. Deci în 82 eu am cântat pe această scenă. Dacă ștergem puțin praful, să știți că urmele mele se găsesc acolo. Deci tot cu teatru, în 83 am plecat la Cairo și să știți că de atunci, adică s-a schimbat viața mea muzicală, destinul și tot, deoarece în 84, cum știți, am plecat din țară și până în 97 în continuu, deci plecată am fost. Deci, într-un fel, îmi sângerează inima, altfel am avut și lucruri frumoase, știți cum e în viață, să iei decizii este cel mai greu lucru, deci deciziile ce iei, bune sau rele, înseamnă destinul. Deci, aici mi s-a schimbat destinul, dar uite că am revenit și sunt tare, tare emoționată și vă așteptăm cu mult drag. Biletele sold out de câteva zile deja. Da, ați spus așa că dacă ștergem un pic praful, găsim acolo urmele dumneavoastră, lăsate în urmă cu 40 de ani. Da. Mi-a plăcut când a spus că, de fapt, orice decizie este o amprentă a destinului. Probabil Absolut. Că vi s-a pus de nenumărate ori această întrebare. O repet acum. Ați trăit vreun moment în care ați regretat decizia pe care ați luat-o atunci? Nu am regretat. Eu, fiind din zodia Fecioară, mă gândesc mai mult la viitor decât prezent, deci eu viața mea prezentă pierd, gândindu-mă deja ce va urma, ce urmează. Și să știți că eu m-am gândit de un milion de ori până să iau o decizie. Deci din cauza asta nu pot să regret nimic, deoarece nu aveam altă posibilitate. Pentru că eu, în momentul când am plecat în România după 84, 85, 86, ați văzut, viața culturală, muzicală, aproape că era în pauză pus. Înțelegeți? Deci, eu am mai revenit, am făcut niște filmări la TVR, la emisiuni la radio, dar nu turnee, nimic, nici televiziune, 2 ore de program de televiziune, fără niciun program cultural. Și am zis, bine, atunci pun bazele puțin financiare, pentru că, efectiv, nu am ce face la București. Eu, neavând casă, trebuia să stau în chirie, nu aveam mașină la București, nimic. Deci, și nu puteam, cred, să trăiesc din ceea ce câștig fără emisiuni, fără turnee. Înțelegeți? Deci de asta nu pot regreta, pentru că cred că am luat cea mai bună decizie în fiecare moment. Bineînțeles, e un regret, pentru că eu am plecat când am fost, cum să vă spun, în topul carierei mele. Adică făceam turnee cu cele mai mari vedete și artiști din România la momentul de atunci. Și mi-a sângerat inima să te duci într-o țară unde ești un nimeni, adică efectiv eram autodistrusă, m-am autodistrus, cu alte cuvinte, pentru că să încep de la zero într-o țară unde nimeni nu te cunoaște, a fost foarte greu. Aici în București se întorceau dintr-o leie, tot capul, uite Mariana pe stradă, cam o figură așa puțin se reține mai ușor, deci dacă mă mascam, puneam ochelar, șapcă, tot Mariana eram și îmi lipsea turneele, îmi lipseau televiziunile, îmi sângera inima, dar decizia nu pot să regret, pentru că am luat, cred, cea mai bună decizie. Eu vă mulțumesc foarte mult, ar fi fost foarte multe lucruri de povestit, din păcate timpul ne presează, să știți că am ales... Dar nu nimic, vin data viitoare. Data viitoare,
fixăm din timp și cu siguranță veți reveni aici între acum prieteni. Acum a fost foarte aglomerat am totul, ales, deci am ales, da, am ales o piesă, mi-e dor de tine, o piesă cântată de cover, dumneavoastră. Da, să aveți o zi frumoasă, numai bine, mulțumesc. Gânduri bune din partea prietenilor de la Radio România Actualități. Hello.